Deci, așa cum vă spuneam, un nou eveniment la standul editurii Herald, deschiderea porții Dragonului de Chen Kaiguo și Jiang Shuxiao. Cu această ocazie, cu acest prilej, lansarea acestei cărți, deschiderea porții Dragonului, vom lansa și colecția, o nouă colecție în portofoliul editurii Herald, colecția Calea Chineză. Am putea spune că este un nume predestinat dat acestei colecții, cu această carte de excepție, deschiderea porții Dragonului. Aș vrea să-l rog pe colegul meu, înainte de a-l ruga pe colegul meu Mihai Liță, să prezint și invitații din această după-amiază, care sunt alături de noi și ne-au onorat cu prezența. Este vorba despre Șerban Toader, sinolog, și de asemenea Richard Vencu, CEO în rețeaua de clinici Ivory Dentfix, dar preocupat de spiritualitate din timpul facultății. Richard Vencu a practicat yoga, după care a avut ocazia să întâlnească maestrii chinezi avansați în 2007, atât budiști cât și taoiști, în persoana maestrului Wang Liping. De asemenea întâlniri, Richard Vencu a avut cu maestrul Wang Liping în China, Europa și Singapore. Am să-l rog pe colegul meu, Mihai Liță, care este coordonatorul acestei colecții pe care noi o lansăm astăzi, Calea Chineză, să ne vorbească puțin despre paradigmele acestei colecții și despre, bineînțeles, planurile de viitor ale colecției Calea Chineză. Sunt orientate foarte mult fie către aspectul marțial, fie către aspectul de sănătate. Practica internă, neicum, este mai puțin reprezentantă, sunt puține comunități sau puțin practicanți și sunt mai retrași. Ceea ce este de altfel firesc, pentru că nei înseamnă interior, inclusiv care este retras în propria ființă. În această colecție o să îndrăznim, să vedem cât o să reușim să publicăm și cărți ale unui domeniu
spiritualității chinezești, care se află ca centrul unei flori și din care răsar toate celelalte domenii. Acesta este alchimia internă, Neitan. Și această carte pe care o punem astăzi pe masă este prima din această colecție. Ea este biografia unui mare maestru contemporan, Wang Liping, făcând parte din, nu știu dacă singura, dar oricum cea mai mare tradiție vie, alchimie interne, Lumân, Poarta Dragonului. Și de aici jocul de cuvinte, deschiderea Porții Dragonului. Așa cum zicea și Sorin, este interesant că s-a deschis colecția cu această carte, pentru că este ca și cum am deschide poarta pentru această cale chineză. Intenționăm însă să publicăm și lucrări de medicină tradițională, de arte marțiale interne și o să vedem. În general, cam tot ce a dat China din punct de vedere spiritual omenii. Și acum zic să dăm cuvântul. Uitați-vă, nu știu. Avem astăzi printre noi un specialist în limba chineză, Șerban Toader, pe care l-am rugat să ne creioneze o imagine de ansamblu despre spațiul spiritual chinezesc, așa cum a menționat puțin mai devreme și colegul meu Mihai Liță, și despre conceptele sale fundamentale, cel de Tao și Yin și Yang. Despre Tao, încă din primul verset al cărții se spune că nu se poate vorbi despre el și cu fiecare cuvânt spus îi limităm de fapt descrierea. Deci, ca să folosesc și eu un clișeu, Tao trebuie trăit, da? Ba, să fim împreună în el. Sunt onorat și bucuros că am fost invitat și mă bucur pentru că apreciez întâlnirile dintre Academie și practicanți, da? Întâlnire dintre cărturari și practicanți. Asta nu înseamnă că practicanții sunt numai practicanți și cărturarii numai cărturari. De asemenea, am fost invitat să vorbesc despre o carte, despre o biografie a unui maestru, dar primul lucru la care m-am gândit a fost că ce bine că l-am cunoscut pe acel maestru și datorez asta lui Richard Vencu aici și lui Aurelian Popa, care nu este aici. Deci, cum spuneam, întâlnirea dintre Academie, așa am ajuns și acolo, ca traducător pentru grupul format, grupul de practică la maestru Wang Liping. Pentru că am fost, cred că am încheiat cu Tao, am spus ce era de spus despre Tao, despre Yin și Yang, asta e o altă chestiune, sunt concepte valabile de 2500-3000 de ani. Aplicarea lor nu este numai în alchimia taoistă, ci și în medicină, în divinație, în tehnicile feng shui și așa mai departe. S-ar putea ca lumea să le asocieze cu taoism în primul rând. În realitate, termenii yin și yang, conceptele sunt anterioare taoismului, anterioare confucianismului, ca să nu mai spun că sunt cu mult înaintea budismului. Deci sunt niște noțiuni care țin de cultura chineză, în primul rând, înainte de a fi confucianiste sau taoiste și apar în, printre altele în Cartea Transformărilor. Poate o să avem o traducere într-o bună zi în limba română. Mi-am notat multe lucruri și înțeleg din ce în ce mai puțin. Apreciez, să spunem așa, abordarea nedogmatică a taoismului, ci este vorba de o abordare practică mai degrabă. Deci nu vorbim de taoism ca de o religie cu dogme. Evident că există practici, există articole de credință, dar există și practici care țin de sănătate și ameliorare sufletească și corporală. Am fost foarte atent la traducere, începând cu titlul original din chineză. Traducerea în engleză aparține lucrurilor. Titlul în chineză este Ta Tao Sing, care s-ar traduce în multe feluri. Probabil, eu aș alege călătorie pe marea cale, că am vorbit mai devreme de cale.
apoi în engleză cunoaștem, inclusiv subtitlul The Making of a Taoist Wizard. Aici wizard s-ar putea traduce prin vrăjitor, dar apreciez opțiunea traducătorului și editorului român, al editurii Herald, traducerea Calea devenirii lui Wang Yiping, maestrul taoist modern din școala lungă. Deci sunt și explicații suplimentare și necesare, plus termeni cheie care ne sunt foarte dragi, cum ar fi cale, maestru, devenire și mai departe. Iarăși, pentru că am vorbit de abordare non-dogmatică, Wang Yiping este un medic. Traducerea, mă întorc la traducerea în chineză, se spune o vizită la maestrul, la domnul Wang Yiping, așa este numit, înțeleptul solitar sau așa ceva, asta ar fi o prima traducere. În realitate, când l-am întâlnit pe Wang Yiping, era îmbrăcat în training, avea niște Adidas și conducea o mașină. Nimeni n-ar fi zis că era un maestru al 18-lea într-un liniaj de maestri de alchimiști care pot face lucruri la care nu ne așteptăm. Deci este un maestru de alchimie taoistă, dar și medic în același timp și om implicat în societate. Deci nu este un solitar egoist. Evident că invit cu seriozitate, invit publicul să citească și să eventual să învețe, dar fiecare cu calea lui până la urmă. Dar sunt multe lucruri utile, experiențe la limită, cum ar fi, la un moment dat, dacă mi-am inteles bine, când am citit versiunea engleză, s-a răsturnat, nu știu cum s-a întâmplat, butoiul cu dejecții peste el, nu? Deci asta era una dintre încercări. Iată, deci, bine, asta nu este cea mai poetică dintre toate încercările prin care a trecut el, ajungând în final la, să spunem așa, la moarte, o moarte simbolică, dar printr-o încercare corporală ieșită din comun și o renaștere în condițiile în care îi se spune de către un maestru, acum ești o persoană diferită, fostul tu a murit și asta când avea numai 17 ani. În rest, vă invit să citiți. Mulțumim foarte mult lui Șerban Toader pentru aceste informații, pentru utilitatea acestei cărți, care și-ar găsi cu prisosință locul în biblioteca oricărei persoane care este dornică de spiritualitate și mai ales de ceea ce înseamnă spiritualitatea chineză. Pentru că mai devreme Șerban Toader a pomenit despre alchimia taoistă, am invitat astăzi și un practicant al alchimiei interne, Richard Vencu. De multă vreme, așa cum am spus la începutul acestui eveniment, de multă vreme elev al maestrului Wang Yiping, un cunoscut maestru contemporan al școlii taoiste Longmen, Poarta Dragonului. Richard Vencu, cine este până la urmă Wang Yiping, care este specificul căii sale spirituale, ce importanță are această biografie despre care noi vorbim astăzi pentru public și, hai să spunem, în particular pentru publicul român. Bună ziua! Așa cum a fost menționat, l-am cunoscut pe maestru Wang Yiping în anul 2007. A fost anul în care, prin intermediul unui profesor universitar, tot pe nume Wang, un grup de 8 români au ajuns în China să-l cunoască pe maestru Wang Yiping și să practice timp de 8 zile sub îndrumarea lui. Și a fost anul în care maestru Wang Yiping s-a decis să reia antrenamentul cu practicanți non-chinezi. Deci noi am fost un grup de test și noi îl testam pe el și el ne testa pe noi să vadă. Avem meridiane, circulă, ciu și așa mai departe.
A fost un seminar foarte interesant, în care, spre surprinderea noastră, 6 din 8 practicanți au ajuns să vizualizeze floarea de aur. Există o carte tradusă de mult timp de Richard Wilhelm, Secretul Florii de Aur. Acea carte reprezintă firul practicii long-term și vizualizarea florii este unul din primii pași care înseamnă succesul în inițierea pe această cadă. Cât despre Maestru Wang, este greu de spus. Cartea aceasta povestește foarte bine. E o lectură foarte interesantă. Din cauza că toată copilăria lui a fost ocupată cu antrenamentul, într-un cadru foarte restrâns, Maestru Wang nu are foarte multe abilități sociale. Cartea aceasta e scrisă prin prisma studenților lui chinezi, cu care oricum comunică mult mai ușor. Noi, deși au trecut mai mult de 10 ani de când ne cunoaștem și ne întâlnim, avem o relație un pic mai hermetică, adică nu prea stăm de vorbă, punem întrebări în timpul seminariilor. Și o întrebare care a avut un răspuns interesant, la un moment dat l-am întrebat de unde vine toată cunoașterea asta. Maestrii lui de unde au primit-o? Cel care a înființat școala Longmen de unde a învățat? Și atunci am primit o poveste interesantă. După ce a terminat antrenamentul, într-o perioadă a vieții a călătorit în toate colțurile lumii, căutând marile religii și centrele marilor religii, a fost peste tot. Ceea ce privește creștinismul ortodox, a mers la Moscova, dar a fost și la sufiști, la budiști, la budiști tibetani și așa mai departe. Și povestea că a vorbit cu, să zicem, mai mari religiilor. În anumite cazuri, acei mai mari erau deja trecuți în partea cealaltă, dar încă supravegheau cu spirit mănăstirea pe care o conduseseră. Și concluzia lui a fost că absolut toate religiile au plecat dintr-un singur filon, din Mesopotamia, un filon pornit de cel pe care noi îl cunoaștem ca sub numele de Hermes Trismegistos. Chestiunea asta nu e în carte, există mai multe întrebări pe care le-am pus de-a lungul timpului, e greu să le amintesc pe toate, spontan. Dacă există întrebări, cu mare plăcere pot să răspund despre maestru, despre practică și în public și în privat. Deci dacă sunt întrebări din public, cu mare drag, le așteptăm. Până atunci, Șerban, de ce este utilă o astfel de carte în biblioteca unui om pasionat, să spunem, de tot ce înseamnă spiritualitatea chineză? Pentru un om curios să învețe, evident că este o învățătură în plus, iar pentru cineva care dorește să știe mai multe, în particular despre practică, iarăși cu atât mai mult, este probabil un început sau o lectură obligatorie. Mulțumesc mult, Șerban Toader. Mihai Liță, colegul meu, coordonatorul Coaliției Calea Chineză, pe care o lansăm astăzi, cu prilejul acestui eveniment, deschiderea Porții Dragonului. Aș vrea
Să mai adaugi câteva cuvinte despre importanța acestei cărți care deschide colecția Calea Chineză. Da, văd că ceilalți invitați au fost destul de discreți referitor la taoism și la practica internă, așa că o să mai umplu eu din gol. În lucrarea fundamentală Tao Te Ching se spune că cei care știu nu vorbesc, cei care vorbesc nu știu. Așa că pentru că eu nu știu, am să vorbesc. Evident, Tao este un concept care nu poate fi tradus în cuvinte, o spune chiar Lao Tzu. Calea Chineză este o cale foarte specială, în special pentru că există două concepte care se numesc cerul anterior și cerul posterior, care sunt foarte importante inclusiv în practică. Ele mai sunt numite pre- și postnatal, ne referindu-se neapărat la viața individuală, ci chiar și la viața Universului și chiar la modul în care practica este abordată. Este destul de rar în celelalte căi spirituale ca voința adeptului să nu se simtă atunci când el practică. Cred că o culme din acest punct de vedere o constituie acele vizări în care evident că vizualizarea este ceva ce este intenționat de cel care o face. În calea chineză, foarte adesea, procedura, procesul intern este în felul următor. Mai întâi se creează un fel de trigger, se stimulează un anumit proces, după care la acel proces doar se asistă în mod pasiv ca un martor. Aceasta este o abordare naturală a lucrurilor. Termenul de natural este foarte prețuit în calea chineză, Ziren. Există chiar o formulare asupra căreia sinologii se ceartă în continuare și am apreciat că Șerpan a trecut pe partea cea bună din punctul meu de vedere. Este o formulare din Tao Te Ching 25, Tao față Ren. Adică e greu de tradus, dar legea internă a lui Tao, acestei ultime realități, este fie naturalețea, și aici unii nu sunt de acord și eu stau să mă gândesc că s-ar putea să nu fie de acord, ci legea internă a lui Tao este propria sa natură, pentru că Tao, fiind ultima realitate, nu are ce altă lege internă să aibă. Totuși, din perspectiva practicii interne, noțiunea de țărân înseamnă a interfera cât mai puțin cu procesele care se petrec în mod natural, în mod interior. Acesta este conceptul de Wei Wu Wei, adică a acționa fără să acționezi, adică a nu interveni cu conștiința ta proprie, conștiință duală, este numită în chineză Shishen, deci acea conștiință care este pătată de gânduri, să zicem așa, și a lăsa să iasă la suprafață conștiința primordială de dinaintea nașterii, numită Yen Shen. Yen este primordial. Deci cam așa ar arăta, bineînțeles că nimeni nu înțelege nimic din ce am spus eu, probabil că nici eu, pentru că asta este doar paradigma de început, dar așa se pune problema în practica internă. Probabil că cea mai dragă practică a căii chineze este să stai așezat în liniște, țințo. În general, oamenii sunt îngroziți de această practică, pare cea mai simplă, să stai și să nu te miști și să nu gândești. Ea duplică cumva definiția pe care o dă Rishi Patanjali yogai. Yoga citta vritti nirodha. Adică yoga este suspendarea turbianelor minții, adică acestei sinusoide. E același lucru, atâta timp cât mintea aceasta postnatală, mintea discursivă, intervine în practică, nu poate avea loc o practică adevărată. Iar începe să adaugi și tu elemente, când de fapt trebuie să renunți la ele și să ajungi la acel nimic primordial, buții, este o eroare în practică. Asta a fost așa un preambul legat de carte. Acum răspund la întrebare. Deci, legat strict de carte,
primul lucru care probabil că ar trebui să ne impresioneze este cât de greu este să devii un maestru. Cât de greu este să ajungi cu adevărat la rezultate notabile. Cartea aceasta ne descrie ordaliile lui Wang Liping pe o perioadă de 15 ani, dacă nu mă înșel, perioadă în care, datorită faptului că era revoluție culturală în China, care a fost un prăpăt năprasnic pentru spiritualitate, el, în situația fericită de a fi moșit de trei maeștri ai căii Longmen din două generații, care au stat alături de el, inclusiv în condițiile foarte dificile de suspendare a ființării, adică într-un moment în care, ingerând elixirul alchimic extern, deci o anumită pilulă, el a murit, tehnic vorbind, iar trupul lui a trebuit să fie păzit în mod ritual de către cei trei maeștri, pentru că, în caz contrar, adică nu era sigur că se întoarce sau nu, deși era transmițătorul din a 18-a, mi se pare, generație, el nu era sigur că se va mai întoarce și a mai ingerat odată elixirul și se povestește în carte și mult mai târziu. Deci el a trecut de mai multe ori prin moarte. De ce vă spun toate acestea? Pentru că la noi există așa un fel de obsesie a seminarilor de sâmbătă, duminică, după care devenim toți inițiați și specialiști. Acest lucru nu este cu putință. Este nevoie de o muncă de zeci de ani și de studiu și de practică. Și ca să ridic o minge ridicată, să lovesc o minge ridicată la filel de șerban, în tradiția chineză, omul complet, Zhen Zhen, este privit atât ca cărturar, Wen, cât și ca luptător, dar nu e bine tradus, Wu. Adică este atât o persoană care poate să suporte duritățile vieții, cum le suportă Wang Liping, cât și o persoană a cunoașterii, o persoană rafinată. În carte ni se povestește că Wang Liping are printre misiunile sale îngrijirea și publicarea, nu știu dacă a și făcut-o deja, canonului taoist. Sau, mă rog, ceea ce necesită o dotare intelectuală și interioară foarte importantă. Cartea este această poveste în care un copil de 11 ani, deci imaginați-vă că la ușă sună trei bătrâni, bing bang, uite, noi suntem maestri din școala Longmen și am venit să vă luăm copilul să vi-l facem maestru. Părinții au reacționat bine, cred că în România n-a reacționat la fel de bine, și timp de 15 de ani a fost crescut de la un copil cu probleme de sănătate pe care maestrii au început să-l repare din primul moment în care l-au cunoscut până la maestrul de valoare internațională, deși e un termen prost, care este astăzi. Deci e o carte captivantă, fiindcă e un roman, un jurnal, dar pe de altă parte ea conține foarte multe lucruri. Am fost întrebat, această carte conține tehnici? Da și nu. Dacă întrebarea era conține tehnici în sensul că mă iau cartea și mă duc acasă și practic, hotărât, nu. Dacă întrebarea este pot să înțeleg niște lucruri despre practica mea citind această carte, cu siguranță da, poate chiar surprinzătoare. Și acum, ca să ne lăudăm puțin noi, Herald, această carte, față de ediția în limba engleză, conține vreo 400 de note în limba chineză pe care aștept cu drag să mi le amendeze Șerban. E posibil să fie și erori. Eu sunt un foarte slab cunoscător de terminologie chineză, nu de limbă. Dar am lucrat cu Tata O Xing, am lucrat Triling, deci e o carte care, constatând unele neajunsuri, să zicem, în traducerea engleză, a trebuit să facem recurs la traducerea originală chineză. Și de asemenea, cartea conține și o diagramă importantă în Longmen, diagrama celor șase linii ale corpului. Pentru cine citește o să înțeleg. Cred că am ținut prea mult microfonul. Mulțumim foarte mult, Mihailiță, și într-adevăr, apropo de calitatea de sinolog a lui Șerban Toader, în timp ce se uita pe însemnările pe care le avea pe acea hârtiuță, bineînțeles că am tras cu ochiul și am văzut cuvinte, ideograme în limba chineză, deci este cât se poate de real. Le mulțumesc invitațiilor. Mersi mult. Le mulțumesc invitațiilor noștri din această după-amiază, Șerban Toader, Richard Vencu, colegul meu. Întrebare?
ziua. O întrebare pentru Richard. Știu că maestru a fost în România acum vreo 7-8 ani. Dacă poate să ne spune pe scurt ce anume, în ce constau pe larg meditațiile lui de la primul nivel și ce înseamnă că a văzut floarea de aur. Există și alte simboluri după floarea de aur care se pot vedea și care reprezintă un nivel avansat de practică? Da, maestrul a fost, ne-a vizitat țara în 2011 și a doua oară în 2014. Floarea de aur este de fapt o mandală. Noi suntem obișnuiți din spiritualitatea tibetană cu mandalele. Mandala respectivă este de fapt ceea ce vizualizăm când se deschide al treilea ochi și practic ne uităm în tunelul care ne poate transporta în partea cealaltă. Este un tunel tridimensional, dar prima impresie este forma unei flori. Fiecare personal vede o altă formă geometrică, nu trebuie să fie identici, dar fenomenul e același. Deschiderea celor de-ai treilea ochi face parte din începutul practicii. Ulterior se folosește acest lucru pentru dezvoltarea și transformarea internă. Există mulți studenți care în cei 10 ani, eu nu sunt printre ei, care în cei 10 ani au reușit să iasă din corp și să poată să vizualizeze decorporați universul sau pe interiorul propriu, fie exteriorul. Există chiar și studenți din România care au făcut asta, în special femeile, că femeile au predilecție pentru așa ceva. Nivelul de practică nu se măsoară după asta, deși ăsta este un moment definitoriu al calității practice. Există multe lucruri care aș putea vorbi, dar nu-mi dau seama care e sistemul comun de referință. Pot să vă răspund în privat după. Mulțumim mult! Deci încă o dată le mulțumesc invitațiilor noștri, Șerban Toader, Richard Vengo, Mihailiță, și vă mulțumesc și noastră că ați fost în număr atât de mare la acest eveniment, deschiderea Porții Dragonului și de asemenea lansarea colecției Calea Chineză, aici la standul editurii Herald. Vă invităm de asemenea și la următorul eveniment, care va începe în câteva momente. Este vorba despre, ne ducem în alt registru, registru poeziei, și trecem de la o tradiție spirituală, iată Calea Chineză, mergem spre sufi, spre sufism, cu Rumi, iubire și cunoaștere în înțelepciunea sufită. Vă mulțumim și vă dorim în continuare o după-amiază frumoasă!